Sână de oi de la Perșan a primit amendă de câteva mii de lei. În urma unui control am al autorităților județene la stâna de unde proveneau produsele lactate ce au îmbolnăvit marți seara un număr de 24 de făgărășeni, s-au descoperit mai multe nereguli, pentru care s-au acordat amenzi în valoare totală de 6200 de lei. Astfel, medicii veterinari din cadrul Serviciului Antifraude, din cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Animalelor Brașov, au efectuat un control complex la stâna din Perșani, unde au găsit deficiențe legate de identificarea animalelor. Astfel, inspectorii au numărat 1316 oi, dintre care aproximativ 35% nu au putut fi identificate. De asemenea, s-au descoperit nereguli legate de neasigurarea condițiilor de igienă mulsului, procesarea laptelui fără autorizație sanitar veterinară, neasigurarea condițiilor de igienă în procesarea laptelui sau comercializarea unor produse din lapte fără control sanitar veterinar. Totodată, nici personalul care îngrijește animalele și procesează laptele nu a beneficiat de o evaluare a stării de sănătate. În urma controlului, pe lângă amenda acordată, oamenii legii au decis neutralizarea cantităților de brânzeturi aflate sub reținere oficială. Așadar, s-a dispus ca laptele ce se va obține în sână să fie procesat obligatoriu sub control sanitar veterinar, sub formă de brânză mea, care va fi supusă maturării, numai după un examen microbiologic complex, cu rezultat corespunzător, care să permită încadrarea în conceptul de produs alimentar sigur pentru consumul uman. S-a dispus măsura intrării în legalitate prin proceduri de autorizare sanitar-veterinară pentru procesarea laptului, dar și sesizarea organului de urmărire penală competent din cauza eludării normelor legale de procesare alimentelor ce pun în pericol sănătatea publică. Probele prelevate în cursul anchetei au fost introduse în laboratorul sanitar-veterinar de stat Dr. Mihai Dumitru Brașov, autorizat și acreditat renar și sunt procesate în regim de urgență prin metode ultra-rapide.